cine face legi, pe cine să alegi, la cap să nu te legi cu el, mandatul ăla măricel. Să nu copiați, copii, nici voi, nu plagiați miniștrii în șa de incomod ca la rodeo, și întotdeauna nihil sine deo. De fel avem multe pretenții, dar niciodată nu întrebăm studenții ei cum se simt, pe cine vor, de parcă n-am vorbit de viitorul lor. Votul e corect, haide alegeți voi, atâta timp cât votul vostru vine tot la noi. Deci cine face legi, pe cine să alegi, la cap să nu te legi cu el, mandatul ăla măricel. Să nu copiați, copii, nici voi, nu plagiați miniștrii în șa, e incomod ca la rodeo, și-ntotdeauna nihil sine deo. Democrația nu-i perfectă, dar față de altele pare mai puțin defectă. Unii surcați în funcții coboară doar de funcții, și nu se pune mare preț pe competență. Mă rog, astea-s numai prezumpții, dar uneori și de funcții pot să semneze acte de prezență. Încă o dată, deci cine face legi, pe cine să alegi, la cap să nu te legi cu el, mandatul ăla măricel. Să nu copiați, copii, nici voi, nu plagiați miniștrii în șa, e incomod ca la rodeo, și-ntotdeauna nihil sine deo. Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la referendum. Anul universitar a început de câteva zile fără să ne lase mari speranțe într-un salt calitativ al învățământului superior din România. Reformele necesare se lasă așteptate, iar noile legi ale educației elaborate în mandatul lui Sorin Câmpeanu au sporit mai degrabă îngrijorările existente în rândul opiniei publice. Sunt multe prevederi controversate în proiectul aflat în sertarele ministerului și nu se știe care vor fi promovate de către noul titular al portofoliului educației. Cum rămâne, de exemplu, cu numărul de mandate ale rectorilor, o problemă pe care multă lume o consideră esențială pentru sănătatea universităților. Unii pledează pentru limitarea mandatelor prin lege ca măsură împotriva baronizării instituțiilor. Alții vor să lase decizia în interiorul acestora, invocând autonomia universitară, punct de vedere care se pare este însușit și de către guvern. Cum rămâne cu incompatibilitatea rector-parlamentar, pe care proiectul urmărește să o elimine, proiectul actual, dar cu ideea de a desființa actualul organism care se ocupă de verificarea plagiatelor? Cum rămâne în general cu rigorile de etică, care ar trebui să sancționeze comportamentele abuzive ale unor cadre didactice față de studenți? Cum reacționăm la scăderea numărului de studenți, la abandonul universitar, dar la contraperformanța ca nicio universitate românească să nu se mai regăsească în top 1000 la nivel global?
Sunt tot atâtea întrebări, doamnelor și domnilor, la care vor răspunde invitații ediției din această seară a emisiunii Referendum. Haideți să vi prezint Sorin Costre, prorector Universitatea București și consilier al premierului. Bună seara, mulțumesc pentru prezență. Bună seara, mulțumesc și eu pentru invitație. Dumitru Borțun, profesor SNSPA, de asemenea, mulțumesc, bună seara. Bună seara. Ecaterina Andronescu, fost ministru a Educației. Bună seara, doamnă! Bună seara, mulțumesc și eu pentru invitație. Mulțumesc pentru prezență. Și Ioana Alexandra Țânțar, președintele Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România, ANOSR. Bună seara, vă mulțumesc frumos pentru invitație. Da, o să mai avem intervenții pe parcursul emisiei, intervenții prin Skype, printre care în scurt timp Mihnea Costoiu, rector Universității Politehnica din București, apoi și Daniel Funeriu, fost ministru al educației. Iar întrebarea la care și publicul e invitat să răspundă este următoarea: sunteți de acord ca numărul mandatelor de rector să fie limitat prin lege la 2 mandate, însumând 8 ani? Telespectatorii sunt chemați să-și exprimă opiniile pe platformele online obișnuite, știrile tvr.ro și hotnews.ro, precum și pe pagina de Facebook Referendum. Cele mai interesante comentarii și întrebări vor fi prezentate în această emisiune. Au apărut deja comentarii, am văzut și cum arată votul la momentul actual. Dacă ne uităm foarte, că avem puțin timp, era un vot covârșitor deja, bine, stăm la început, dar un vot covârșitor în favoarea limitării mandatelor. De ce este o chestiune așa importantă aceasta, numărul de mandate? O să aflăm imediat. Deocamdată l-aș invita pe domnul Costre să ne lămurească, da? Vă rog, aici la pupitru, în primul rând să ne explice dubla postură în care e chemat cumva să se exprime. Odată sunteți prorector al Universității Bucureștene, una dintre universitățile care au făcut un apel public la limitarea numărului de mandate ale rectorilor. Pe de altă parte, sunteți consilier al premierului, al șefului guvernului, care guvern a dat aviz negativ unei propuneri de limitare a numărului de mandate. Ce să înțelegem? Eu v-aș spune că nu sunt schizoid. Și dacă tot vorbim de ce pălării purtăm, aș vrea să mai mă întreba și în calitate de profesor, și în curând o să fac aproape 30 de ani de profesorat, și în calitate de părinte. Poate și în calitate de fost student, dar aici avem o reprezentantă și cred că va spune. Sper că opiniile nu sunt diferite în funcție, sunt alte în funcție de calități. Nu, haideți să o luăm pe rând. În primul rând, ați spus foarte bine, Universitatea din București s-a pronunțat acum câteva zile, poate având poziția cea mai clară și cea mai radicală. Și să spun foarte pe scurt. Alături de Universitatea din Sibiu, dacă nu. Da, dar ce era la noi foarte clar, într-adevăr, Sibiu s-a poziționat înainte, conducerea Universității din Sibiu, pentru limitarea numărului de mandate. Dar ce era la noi clar era limitarea numărului de mandate, indiferent de câte mandate ai avut, astfel încât în noua lege să nu o iei de la capăt. Înțelegeți? Adică mandate complete, incomplete și nu contează câte ai avut. Și asta cred că ne-a individualizat în societatea noastră, susținem cu tărie și credem că este nesănătos să se ajungă la a avea un număr nici măcar nelimitat, mai mare de 2 mandate. De ce e nesănătos? Păi, haideți să ne uităm ce se mai întâmplă în societate și ce s-a mai uitat. 1. Avem președinția, 2 mandate. Avem președinția Academiei Române, 2 mandate, limitat. Haideți să ne uităm la Curtea Constituțională, 1 mandat. La Curtea de Conturi, un mandat. Un mandat lung. Da, sunt mandate de 9. Dar venim imediat și o să vă spun foarte pe scurt și ce sisteme sunt în Europa. Într-adevăr, un mandat lung de 9 ani. Curtea de Conturi, la fel, un mandat lung de 9 ani. Curtea, Superior al Magistraturii, un mandat de 6 ani. Și sunt multe alte exemple. Acum, ce înseamnă acest lucru? Înseamnă, în primul rând, un management sănătos. De ce? Dacă într-un număr de mandate, că sunt 4 sau de 5 ani, aproape că nu contează
problema este numărul lor, nu ai reușit să faci ce ți-ai propus ca și conducător ales, atunci cred și credem că trebuie să faci un pas în spate și să-i lași pe ceilalți. Dacă ți-ai propus, atunci se pune problema la ce mai stai, că deja ți-ai propus. Dacă ai reușit. Exact. Argumentul știți de obicei care este? Păi nu, ar fi bine să mai stau și la al treilea, și la al patrulea, și la al cincelea, că am proiecte în desfășurare. Dumnezeule, dar întotdeauna ai proiecte în desfășurare și doi, dacă o instituție stă într-un singur om care veghează asupra bunei desfășurări a unui proiect, atunci cred că este o problemă cu acea instituție. În calitate de consilier al premierului, i-ați împărtășit această filozofie? Această logică? Cu domnul premier? Da. Nu am discutat efectiv despre acest lucru. Atunci, ca să înțelegeți de ce a dat aviz negativ guvernul la o asemenea idee. Eu ce pot să vă spun pentru a vedea cu adevărat poziția guvernului, să așteptăm să vedem cum vor ieși legile. Și atunci o să vedeți că o să aveți o surpriză. Da, noi am încercat să avem un punct de vedere și din partea doamnei Ligia Deca, noul ministru, noua ministra a educației. Am vorbit la minister, deocamdată înțeleg că se studiază legile lăsate de domnul Câmpeanu acolo, se studiază minuțios, mai durează câteva zile, către sfârșitul săptămânii înțeleg că va fi o conferință în care vom afla exact care este poziția ministerului. Exact, din cele ce știu, confirm ceea ce ați spus, vor avea niște întâlniri, sper eu, cât se poate de constructive, cu studenții, cu profesorii, cu părinții, cu elevii și cu toate entitățile relevante în acest peisaj complex numit educație. Iar cu privire, dacă vreți să revin, la poziția guvernului, nu sunt mandatat, asta doar domnul premier sau purtătorul de cuvânt poate să vă spună exact. Deci cu privire la acest aspect nu v-a consultat? Nu am discutat explicit despre lucrul acesta, doar m-am spus că haideți să așteptăm legile să vedem cum ies, că eu cred că veți fi surprinși. Bun, mulțumesc pentru moment. Revenim, pentru că vom avea ocazia cu toții să apărăm de mai multe ori la pupitru, dar pentru un ritm al discuției limităm. Limităm și noi, limităm la 3 minute în general intervențiile. Domnul profesor Borțun, vă rog, tot așa, pentru o problemă de principiu. Până la urmă, vi se pare sau nu importantă această... Este important pentru că din experiența pe care o avem, ca români, știm că se întâmplă adesea următorul lucru. Un rector care are și o personalitate mai puternică și care își face repede o echipă și poate să instaureze niște standarde, niște proceduri, creează la un moment dat un fel de cupolă simbolică, de boltă simbolică, pe care o poate duce 4 ani, 10 ani, 20 de ani. Știți care e pericolul? Efectul de seră. Deci dacă nu schimb din când în când și procedurile, și viziunea, și concepția despre relațiile internaționale ale universității, de pildă, sau despre relația cu profesor-student, sau despre practica în producție, sau despre cercetare. Sunt atâtea aspecte ale unei universități. Poate vine un rector care vine cu o viziune antreprenorială, universitatea antreprenorială. Cum poți? Și oameni care țin pasul cu modificările din societate, din societatea românească, domnul Rădulescu, și din societatea mondială, globală. Da, pentru că schimbările sunt foarte multe, foarte rapide și de multe ori ne derutează, nu mai știm ce să credem. Și cum stăm 10 ani cu un singur prorector? Eu nu vă ofer contraargumente acum, dar sunt convins că Mihnea Costoiu, care așteaptă să intre cu noi în dialog în scurt timp, e pregătit cu contraargumente. Știu. Eu sunt convins că cei care sunt pentru mai multe mandate știu foarte bine că am dreptate. Dar au alte socoteli și alte interese. Sunt curios să văd ce o să spună domnul rector. Vom vedea imediat, deocamdată. Haideți să facem un tur de platou aici. Mulțumesc. Am înțeles. Mulțumesc. Doamna Andrunescu. E importantă sau nu problema numărului de mandate și ce poziție aveți dumneavoastră, ce părere? Dacă îmi permiteți să nu răspund chiar direct la întrebarea aceasta, v-aș spune că ați început cu afirmația că în învățământul
universitar, calitatea depinde de, neapărat de reformă. Depinde, nu spun nu, dar depinde cel mai mult de calitatea cadrelor didactice, de ceea ce sunt ei determinați, de harul pe care îl au și de ceea ce știu să transmită studenților. Pentru că universitatea nu este numai o curea de transmisie de cunoștințe, este mult mai mult. Și atunci complexitatea abordărilor în mod categoric contează foarte mult. Cadrele didactice activează într-un sistem care poate favoriza performanța sau dimpotrivă ascensiunea unor candidatice performante sau nu. Eu cred că aici este decizia universității din start și păstrarea tradiției de a selecționa, de a recruta cadrele didactice dintre cei mai buni absolvenți. Și sigur, atunci când ai o comunitate care s-a dezvoltat pe această tradiție, ai și șansa să conservi calitatea procesului de învățământ și să te adaptezi vremurilor care vin, pentru că trebuie să fie cel mai dinamic dintre sistemele sociale. În același timp, cred că decizia guvernului nu ține neapărat de subiectul în sine, așa cum l-ați enunțat aici, și mai degrabă de faptul că era o inițiativă legislativă venită și din partea opoziției și urma să vină o lege a învățământului. Ca urmare se crea un dualism pe care guvernul nu... Spuneți că este o decizie bază doar pe procedură, nu pe fond. Eu cred că pe procedură, pentru că urma să vină legea învățământului. Acolo este sediul materiei care reglementează acest lucru. Vom vedea în câteva zile care va fi într-adevăr poziție. Și acum, ca să clarific, să spun și punctul meu de vedere în legătură cu acest subiect, trebuie să vă spun că în 2012 am fost într-o asemenea situație. Eram la minister, mi se termina mandatul de rector și spunem, aveam posibilitatea să inițiez o ordonanță care să dea un număr nelimitat de mandate rectorilor. N-am făcut acest... ceva sau exista o presiune publică? Adică aveați posibilitatea, dar de ce s-o dați? Așa din eu eram eu în situația aceasta. Mi se termina mandatul de rector și puteam să încerc să fac lucrul acesta. N-am făcut-o și n-am cum să mă dezic acum de ceea ce am hotărât atunci, pentru următorul motiv. Universitatea este, dacă vreți, o instituție către care se uită toată societatea. Ce se întâmplă în universitate nu rămâne strict în interiorul universității. Diseminează către societate. Universitatea este un reper și atunci, evident, că decizia pe care o iei în această instituție reper contează foarte mult, nu numai în sine pentru universitate. N-ar fi fost un bun exemplu, înțeleg, pentru societate. Dar de ce? Exact. Care ar fi motivul? De ce ar fi fost un exemplu rău o universitate cu mandate, cu rectori aleși pe viață, mă rog, sau care pot fi în funcție pe viață? Să știți că atunci eu am avut în minte faptul că s-a creat în societatea românească această baroniadă nedreaptă pentru foarte mulți din președinții de Consiliu Județene, dar care provenea tocmai de aici, din numărul nesfârșit de mandate pe care îl aveau. Și m-am temut să nu se creeze o asemenea apreciere și în legătură cu universității. Mulțumesc! Haideți mulțumesc și eu! Mulțumesc, vă aștept cu următoarea intervenție. Ce spun studenții? Oana Țânțar de curând prezentă, nu de curând, la șefia Alianței Naționale, a organizațiilor studențești din România. De la finalul lunii august președinte, de 2 ani înainte secretar general. Da. Deci din august președintă. Da. Bun, și voi ați luat o anumită poziție în problema asta și în general era normal în ceea ce privește învățământul superior. Haideți să o auzim. Desigur, prezența ANSR a fost poziția ANSR a fost prezentă în spațiu public încă de la adoptarea legii actuale a educației și a fost în acord cu prima prevedere privind limitarea mandatelor rectorilor, adică 2 mandate, maximum 8 ani, indiferent de când se desfășoară acestea și momentele în care ar fi sau nu ar fi suspendate. De ce? Am fost... Pentru că am, urmă să menționez acest lucru, partea de mandate succesive și complete, care a venit odată cu ordonanța de urgență din anul 2014, a reprezentat de fapt un artificiu prin care legea să poată fi eludată, de altfel printr-o suspendare poate a unui mandat pentru câteva zile și chiar s-a profitat de acest lucru, da, concret. Și ni se pare absolut normal, adică este o regulă firească a democrației în sine să limităm perioada de timp pentru care aceeași persoană poate să exercite prerogativele de putere. Apoi, mai departe, considerăm că această regulă merge într-un perfect echilibru și cu principiul eficienței instituționale. Într-o durată de 8 ani,
este absolut suficient timp pentru a pune în practică toate acțiunile propuse prin planul prin care rectorul respectiv și-a dobândit mandatul. Nu e studentă la UB. Nu sunt studentă la UB. Nu, sunt pe aceeași linie, nu? Nu, nu sunt studentă la UB, sunt studentă la UBB. Din Cluj. Așa, da, din Cluj, din Cluj. Nu este normal să pretindem că în 8 ani nu se pot întâmpla lucruri și mai mult de atât este absolut sănătos ca după 8 ani să vină o altă conducere cu o viziune diferită tocmai pentru a asigura dezvoltarea universității și a instituției. Și apoi, mergând mai departe de tot ceea ce a fost dezamăgitor în sine pentru din proiectul Legii Învățământului Superior, a fost în sine ideea că premisa inițială de la care a plecat este că se acceptă limitarea, se consideră un lucru pozitiv, bun, este recunoscut ca fiind un lucru corect, dar mai departe continuarea, decizia de a acorda, de a plasa asta pe decizia pe universități, de fapt poate să facă prevederea privind limitarea redundantă, adică menționăm că este necesară limitarea mandatelor, dar apoi dăm ocazia să avem, nu știu, 3, 4, 5 mandate. Da, și da, poate că nu constituie o viață și nu putem să nimic limitat. Mulțumesc, Ana. Păi hai să vedem, te mai așteptăm și pe tine deocamdată, să spunem, înainte de a-l introduce pe domnul Costoiu în discuție, să spunem cum arată votul când avem un număr relevant deja de opțiuni, aproape 1000, și suntem, cum spuneam, abia la început, 93% dintre cei care au votat, au răspuns sondajului nostru, spun, sunt de acord că ar trebui limitat la 2 numărul mandatelor de rector. 5% se împotrivesc acestei idei, iar o să arăt puțin mai încolo și cum se arată, cum stă situația numărului de mandate în, poate o și explicăm împreună, domnul Costre, pentru că am văzut-o și la dumneavoastră, am văzut-o și la EduPedu, situația numărului de mandate în diferite țări ale Europei. Diferă, adică nu diferă situațiile, nu e o procedură unitară, o situație unitară. Da, Mihnea Costoiu, rectorul Universității Politehnica din București, care este la, domnul Costoiu, bună seara, la al doilea sau al treilea mandat, ca să știm... De pe ce bază? Mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc pentru invitație. Sper că mă auziți. Da, da, da. Auzim. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc pentru dezbaterea din această seară. Este necesar să avem, din punctul meu de vedere, cât mai multe dezbateri cu opinii contradictorii asupra subiectelor importante din sistemul de învățământ românesc. Înainte de a da răspunsul la întrebarea dumneavoastră, eu aș face apel la ceea ce fac de foarte multă vreme, de la momentul în care am avut onoarea de a fi, dinainte de a avea onoarea de a deveni rectorul Universității Politehnica. Și anume, la a ne alinia din toate punctele de vedere, cel puțin în învățământ și tradițiile, dar și curentele, să zic așa, schimbările importante din sistemul de învățământ superior european și nord-american la care ne uităm cu foarte mult invidie de foarte multe ori. Și vorbesc aici, în primul rând, de o adevărată autonomie pe care să aibă universitățile. Este cheia dezvoltării universităților de la nașterea acestora, din foarte sute de ani. Și intrăm într-o dezbatere foarte lungă, nu e momentul în acest moment. Deci un argument este timp în acest moment. Un argument e nevoia de autonomie, spuneți dumneavoastră, să-și hotărească universitățile câte mandate poate să le ofere, să le ofere șefilor. Nu doar mandate, nu vorbim aici doar de un singur lucru. Vorbim de un spectru larg al autonomiei, așa cum este definit și de Asociația Universităților Europene și de Universitățile Tehnice Europene și așa mai departe. Am o listă lungă de argumente și de studii care arată că o autonomie reală vizează inclusiv zona de organizare a universităților. Evident, cu respectarea principiilor normale ale democratice și anume faptul că poporul, să spun așa, cadrele didactice și studenții sunt cei care sunt chemați să decidă aspectele necesare funcționării universității, inclusiv din punct de vedere financiar, al libertății academice, îmi cer scuze pentru prima oară, și ajungând la structurile de organizare. Vorba doamna ministru Andronescu mai devreme și este un lucru pe care îl susțin și eu, că universitățile adevărate, universitățile de forță, au calitatea cadeodidactice extraordinară și, adaug eu, calitatea studenților de asemenea extraordinară. Cred că după 30 de ani, ca să nu vorbesc de istoria universităților noastre, Politehnica
tocmai ce a aniversat acum câțiva ani, 200 de ani, ne pregătim anul viitor să aniversăm 205 ani. Deci calitatea cadrodidactice, tradiția noastră și a studenților noștri fac din acești electori oameni extrem de capabili și extrem de analitici cu ceea ce se întâmplă în universitățile noastre. Bun. Domnul Costoi, stați două secunde. Am înțeles, dar vreau să răspundem totuși la argumentele pe care le aduce, ați văzut, tabăra celor care consideră nesănătoasă o asemenea practică. E adevărat, și în tabăra dumneavoastră sunt și în tabăra celor care pledează pentru mandate mai nelimitate, mai sunt rectori, am invitat în discuție, adică nu știu dacă care este situația, poate ne lămuriți telespectatorii, care e situația la nivelul universităților. Eu știu că mai sunt rectori datorită pozițiilor publice pe care le-au avut, care s-au exprimat împotriva limitării mandatelor. Domnul Popa de la Suceava, domnul Abrudan de la Brașov. N-au vrut să mai... I-am invitat în emisiune. Da. Eu nu susțin un număr nelimitat de mandate. Eu susțin un principiu. Și anume, comunitatea academică este cea chemată să stabilească aceste lucruri. Există un referendum la nivelul universității prin care se stabilește modalitatea și astăzi modalitatea de alegere a rectorilor și această modalitate este în covârșitoarea majoritate, nu 100%, dar covârșitoarea majoritate, este alesă procedura de vot. Și eu spun, comunitățile academice, și vorbesc de universitatea pe care am onoarea să o reprezint, este capabilă să spună vrem un mandat, 2, 900 și indiferent care este numărul de mandate înscris în dreptul într-o universitate, tot comunitatea este cea care prin votul său alege sau nu un vă rog, rector sau cele universității. Da, și mai adaug două lucruri foarte importante. Ce spune domnul rector Costoiu? Stați două secunde că avem un dialog aici. Să fie valabil pentru Universitatea Politehnică din București. Nu neg. Dar dânsul face aici o greșeală de gândire. Generalizează nepermis. Nu poți să dai liber tuturor comunităților pentru că la Politehnica din București lucrurile merg bine. Pentru că cei care sunt împotriva acestei idei au experiența lor, domnul rector. Știu foarte bine la ce se referă. Că există comunități academice care pur și simplu sunt confiscate de un rector. Ani de zile. Și realegerea lui nu e nicio problemă pentru el. Atâta timp cât, cu respect pentru dumneavoastră, vă salut cu deosebit respect și eu. Că vă apreciez un onest și sincer de foarte mulți ani. Atâta timp cât rectorii erau aleși de o comunitate foarte mică, reprezentând Senatul Universității, așa cum era în legea anterioară, pot să fiu de acord cu acest raționament al dumneavoastră. Cu un număr restrâns de oameni, poate controlat de un rector, poate, nu pun echivalența, ar fi putut să fie această comunitate să fie constrânsă într-un fel și să genereze acest vot. Atâta timp cât fiecare cadru didactic și cercetător este singur în fața urnei, ca și în fața urnei în care alege primarul, președintele Consiliului Județean, parlamentarul, guvernul și așa mai departe, care n-au niciun număr limitat de mandate, așa este în fața urnei când alege singur, cu buletinul de vot, singur, repet... Și dumneavoastră, sincer... Dumneavoastră, vi se par alegerile politice despre care tocmai ați vorbit, vi se par o dovadă de responsabilitate individuală a celor care votează, de competență alegătorului? Domnul Gorțun, încă o dată vă spun, vorbim de cadre didactice universitare și de studenți, în primul rând. Da, dar să nu facem abstracție de doza de conformism. Nu există mai bun în lumea asta. Există mult conformism în mediul academic. Haideți să ascultăm. Conservatorism, conformism, există fenomenul spirala tăcerii, sunt multe procese de psihologie socială care ne fac să fim foarte precauți când vorbim de... Și mai există total. Ceva, două secunde, mai există vocea studenților și asta trebuie lămurită. Deci studenții, tocmai am ascultat și ca ei, studenții înțeleg că vor limitarea mandatelor. Este una dintre organizații pe care o respect cu deosebită atenție de foarte multă vreme, dar mai sunt și alte asociații care au alte opinii. Și eu tocmai din acest lucru spun, la televizor, în dezbaterile publice avem opiniile noastre. Fiecare dintre noi suntem capabili să judecăm și să apreciem, mai ales atunci, repet, când facem apel la opinia publică din universități. Vorbim de mediul universitar. Sunt și alte opinii, sunt și alte asociații? Eu
doream să menționez că, într-adevăr, există și alte federații naționale studențești, dar ANOSR este alcătuit, cuprinde 117 organizații studențești din țară și este cea mai mare federație națională studențească. Din 30 de universități, 19 centre universitare și poziția pe care eu o exprim în acest moment nu este părerea mea și a colegilor mei din biroul de conducere, este opinia tuturor celor 117 organizații studențești. Da, dacă da. Se poate... Vă rog, domnul Costrei, haideți să, da, să facem un dialog, vă rog. Absolut și mă bucur și îl salut pe domnul Costoiu, care a plecat în raționamentul dânsului de la argumentul autonomiei universitare, care e foarte important și cred că toți cei de aici este un principiu pe care îl respectăm. Doi, într-adevăr, ar trebui să discutăm despre principii. Sunt de acord cu ce a spus domnul profesor Borțun, se întâmplă să fiu profesor de gândire critică. Acolo a fost o generalizare pripită. Adică plec de la un caz particular și generalizez pentru toți. Nu e cazul, pentru că și la noi avem o sinfonie de universități. Mai mici, mai mari, cu tradiții valoroase și mari, unele mai micuțe, private, de stat. Deci e foarte greu să generalizezi. Și atunci haideți să vorbim despre principii. Principiul pe care l-a pus pe masă domnul Costoiu a fost acesta al autonomiei. Nu? Da. Și v-am spus, e un principiu la care cred că toți cei de aici nu avem ce să spunem. Este ceva pentru care... Bun. Și autonomia poate merge până la alegerea rectorilor în condițiile stabilite de fiecare universitate? Da, dar vă întreb retoric și aici iarăși mă întorc la ce a spus domnul profesor Borțun, la acea cupolă care se creează în clipa în care stai mai mult. Și în teritoriile acestea nou confiscate nu au fost referendumuri? N-au fost tot autonome? Unde? Vorbiți de Ucraina? Exact. Și de exemplu Putin, care are a ajuns unde a ajuns să terorizeze o planetă întreagă prin poate și din cauza acest permanenței, permizării la putere. Că am forțat un pic lucrurile și sunt două extreme. Bun, e doar o analogie. Da. Dar în cazul de față... Am înțeles, domnul Costrei, am înțeles ideea să ascultăm ce zice și domnul Costoiu. De altă parte mai avem și bătălia aceea argumentelor legate de dumneavoastră ați invocat... Ce ați invocat? Numărul de mandate limitat la președinte și la Curtea Constituțională, dar domnul Costoiu spunea de mandate nelimitate la primari și în alte... Da, și tot ca principiu și aici mă opresc, eu sunt pentru limitarea numărilor de mandate în orice funcție publică, în toate funcțiile publice. Ca să fie clar, adică eu cred că și în politică e nesănătos, dacă vreți cu un amendament, număr de mandate consecutive. Adică ai două mandate de primar, ai făcut treabă bună, lasă pe altul să vină, dacă face treabă proastă, ok, poți să revii. Da, aici poate să fie o portiță, poate să fie o portiță dacă se suspendă, că s-a întâmplat și de-aia l-am întrebat și pe domnul Costoiu. Pentru sabotarea celui care a venit după tine. Da, dacă are două sau trei mandate, pentru că teoretic are două sau, eu știu, invers, are trei, pentru că a fost o perioadă de întrerupere când a fost... Exact, dar să discutăm principii și acolo e nesănătos. Deci nu mi se pare un model pe care noi trebuie să-l importăm în universități, ba din contră un model pe care noi trebuie să-l schimbăm universitățile. Și anume limitarea numărului de mandat. Și în legătură cu exemplul din alte țări, eu cred că trebuie să fim mai precauți aici dacă vrem binele acestei Vorbim, țări. Ne uităm. Nu toate exemplele din alte țări sunt aplicabile în România. Ne uităm mai târziu. Domnul Costoiu, dacă îmi permite și mie o intervenție, aș insista puțin pe autonomia universitară, care este un principiu prevăzut inclusiv de Constituția României. Și după opinia mea, legea educației este următoarea ca importanță după Constituția României. Și am proprietatea cuvintelor și pot să și argumentez. Autonomia universitară trebuie să dea universității dreptul de a apăra libertățile academice de predare, de cercetare științifică și mai ales dreptul de a stabili conținuturile curriculare. Pentru că, din păcate, în acest moment, constatăm că Aracisul încearcă să impună în planul de învățământ al universității anumite discipline. Lucrul acesta, după părerea mea, este o ingerință care nu trebuie acceptată și care afectează autonomia universitară. Mulțumesc pentru intervențiile astea scurte. Ați avut permisiunea să vorbiți de pe scaun, dar nu e lumina foarte bună acolo, așa că la următoarele intervenții o să vă rog să veniți la pupitru. Domnul Costoiu. Deci eu revin și insist.
cu tot respectul pentru domnul Cosre, cu care ne conversăm inclusiv astăzi de mai multe ori pe alte teme, cred că exagerarea este, cu tot respectul, domn profesor, nepermisă. Nu putem compara universitățile noastre cu porcăriile care se întâmplă, că nu găsesc alt termen, sunt absolut în alte zone și vă rog să nu... Dar eu, încă o dată, în afară de sistemul democratic, chiar este cea mai bună dintre organizările pe care această societate le-a găsit. Noi nu cunoaștem una mai bună. Că vorbim de senatorii sau congresmeni americani, de membrii Camerei Comunilor sau de membrii Bundestagului sau așa mai departe. Nu există limitări. În România, atunci când vorbim de limitări, vorbim de funcții covârșitoare a majoritate, în afară de președintele României, în care oamenii sunt numiți, că vorbim de Curtea Constituțională și așa mai departe. Nu vorbim de scrutin popular. Repet, eu vin și insist nu asupra numărului de mandate. Nu aceasta este tema pe care vreau să o pun în discuție și pe care asupra căreia voi insista în dezbaterile pentru legea educației, am insistat și până acum. Ci asupra unei reale autonomii a universităților, care pot să-și organizeze așa cum cred, respectând legea, evident, și răspunderea publică, foarte important și insist asupra acestui lucru, să poată să organizeze, inclusiv cu privire la numărul de mandate al rectorului, al decanului, al directorului de departament și așa mai departe. Inclusiv în universități. Și astăzi discutăm despre numărul de mandate al rectorului, nu despre numărul de mandate al prorectorului, al decanului, al directorului de departament și așa mai departe. Și deci, ce vreau să explic rolul eu... Rolul statului. Statul unde mai are, unde mai are contribuție? Unde se mai are implicare statul? Doar să dea bani sau unde? Dacă, adică... Are dreptul să controleze, de-aia vorbim și am insistat asupra răspunderii publice, să controleze toate aspectele de universităților în limita legii și a Constituției, așa cum spuneam, astfel încât universitățile să nu derapeze. Însă procesul democratic, indiferent care va fi acela, decizia finală care va fi aceea, trebuie respectat. Deci, am înțeles, există propuneri radicale, ca să spunem și telespectatorilor, către, nu știu dacă e vorba despre asta în ceea ce spune domnul Costeu, dar ne lămurim imediat, propuneri radicale care spun ca universitățile să fie complet autonome, să se organizeze cum doresc ele, da, conform legii fundațiilor, iar statul să financeze studenții care să aleagă ei universitatea la care merg cu tot cu banii aferenți. Dacă o universitate merge bine lucrurile nu pun probleme, e cerută universitatea de către studenți, atunci să o lăsăm complet în pace. Cam asta ar fi teoria radicală. În regim extrem, eu sunt de acord complet cu finanțarea directă a studenților. Cele mai bune universități să reziste pe piață. Noi la Politehnică nu avem o problemă cu acest punct de vedere. Indiferent cine a stat pe scaunul de rector, am stat eu, că a stat doamna Andrunescu, că a stat profesorul Dumitrache, actualul secretar general al Academiei, că au stat personalități majore, toți ne-am bătut pentru calitatea acestei universități. Și nu ne este rușine să spunem că suntem într-o competiție globală pe care o înfruntăm cu ghilimele de rigoare, cu inima și cu competiți, cum să spun, cu toate armele democratice și profesionale pe care le avem la dispoziție. Deci, cred că iarăși cu toții suntem de acord să discutăm despre principii. Principiul despre care discutăm e cel al autonomiei. Și aici noi nu știu de ce ne-am cantonat doar pe autonomia managerială a universității. Într-adevăr, doamna Andronescu a spus, da, haideți să avem și autonomie, dacă vreți, curriculară. Adică posibilitatea ca fiecare universitate să-și construiască într-un mod mult mai flexibil și mai atrăgător, aș spune, modul în care predăm și îmbinăm educația, care e misiunea noastră principală, cu cercetarea. Corect. Dar nu ne-am cantonat întâmplător pe și al treilea, de management? Și aici l-a atins acum tangențial domnul Costoiu și autonomie financiară. Deci, când vorbim de autonomie, sunt multe dimensiuni și aspecte pe care trebuie să le avem în considerare. Haideți să rămânem totuși la acest aspect, că e foarte important și chiar dumneavoastră ați recunoscut în capul locului că e important pentru sănătatea unei instituții. Autonomia asta de management sunt și ceea ce se întâmplă la vârful universității. Pentru că, ați recunoscut și poate n-ar merita să insistăm, dar le văd, dacă nu spuneți dumneavoastră, o să spun eu din ceea ce, asta vreau ce să vorbesc cu oamenii în comentariile pe care le primim. Nu știu păi ce. Dar să vedeți... Nu
privesc deloc cu ochi buni și, și chiar cei care ne-au scris spun că se tem de, de baronizarea și de nocivitatea permanentizării funcțiilor. Ce le răspundem acestor oameni? Sunt 93% deja dintre voturi împotriva mandatelor multiple, deci autonomiei, ca să, în termenii pe care am discutat acum, autonomiei universității mergând până la mandate multiple. Dar cred că poziția mea a fost... Orice funcție ar trebui limitat prin lege numărul maxim de mandate sau perioada pentru care o persoană, oricât de calificată ar fi, poate ocupa exact acea asta am funcție. Susținut. Permanentizarea e nocivă din multe puncte de vedere. Își construiește un cerc de relații și influență care depășește uneori limitele penalului. Ruginește în acea funcție, fiindcă calitățile care l-au promovat în timp se pierd așa. Mai departe, zice, deci multe comentarii aici la sondajul nostru. În orice funcție publică nu ar trebui să depășească două mandate. În Suedia și Norvegia așa este cutuma. După maxim 8 ani mai lași și pe alții, nu trebuie să anchilozezi în scaun. Încă un comentariu. Orice funcție de șef a trebuit să aibă mandat limitat. Că românul imediat se simte Dumnezeu dacă stă prea mult timp într-un singur loc, de-aia avea Ceaușescu rotația cadrelor. Deci, ce vreau să spun, nu pledez pentru o variantă sau alta. Eu citesc doar comentariile primite. Dacă ar fi vreun comentariu pentru mandate nelimitate, l-aș citi și pe ăla. Cum explicăm această stare de spirit și această... Cum explicăm? Domnul Costoiu? Experiența. Exact. Deci, într-o țară în care l-am avut pe Ceaușescu, vă dați seama că lucrurile nu mai sunt strict raționale, cum avem noi discuția de față de pe argumente. Da, pentru că lumea are această încărcătură emoțională a trecutului. Și cred că ăsta e răspunsul. Doi, dar noi n-am discutat toată plaja de opțiuni. Ne-am cantonat în limitate, nelimitate. Și haideți să ne uităm, eu a zice, în Europa. Și să ne uităm în spații sociale și educaționale relevante și care sunt cumva mai apropiate nouă. Culmea, în nordul Europei, autonomia universitară este foarte mare și acolo limitarea numerelor de mandate în mod implicit nu este reglementată de către stat. Invocat domnul Costoiu... cazul Germaniei. În Germania, în primul rând, că statul nu intervine. Educația nu este o problemă a statului, este o problemă a regiunii, a landului. Iar, de exemplu, noi suntem parteneri într-o alianță universitară cu Universitatea din Tübingen și pot să vă spun cum este acolo. Un singur mandat de 6 ani. În Italia, partenerii noștri de la Roma, un singur mandat de 6 ani. Spania, de exemplu, acum are o nouă lege a educației, se trece de la 2 mandate de 4 ani la un singur mandat de 6 ani. Acum, eu cred că aceste spații sunt relevante pentru noi. Franța, dacă vreți, Belgia, sunt cu 2 mandate limitate. Bun, marea majoritate a țărilor din Europa sunt cu 2 mandate, fie de 4 sau de 5 ani, sau cu un mandat. Într-adevăr, modelele societale cele mai liberale și autonome, care sunt în nordul Europei și în spațiul anglosaxon, nici măcar nu reglementează. Deci nu spun nici limitate, nici nelimitate și lasă universităților. Ce arată acolo practica? Dar arată că rectorii au mai multe până la urmă mandate sau nu? Comunitatea decide. Noi, de exemplu, am decis. Cum a decis, Universitatea cum din a decis București, comunitatea? Da, la Universitatea din București am pus în carta universității, am votat-o împreună și eram chiar de față la acea ședință a Senatului ca să limităm numărul de mandate la 2, indiferent dacă sunt mandate pline sau întrerupte sau consecutive sau lucruri de tipul acesta. 2 mandate, punct. Da. Este în cartea noastră. Acum, haideți să ne uităm la, foarte pe scurt, la peisajul universităților europene. Una, să am universități de 700-800 de ani în care s-a decantat, aș spune, puterea și autonomia, și altele să avem universități, cum e în cazul României, de câteva sute de ani. Asta în cel mai bun caz. Noi avem universități de câteva zeci de ani, marea majoritate care s-au născut după Revoluție. Acum, și de asta e cumva, dacă vreți, a fost o generalizare pripită că ce se aplică Universității Politehnică, ce se aplică Universității din București, ce se aplică altor universități, dacă aceasta este baza, autonomie plus tradiție, nu se poate aplica în alte cazuri. Iar dacă discutăm doar de autonomie, părerea mea că să discutăm de toate
aspectele și dimensiunile autonomiei, pentru că ele merg mână în mână. Sunt multe aspecte discutate, sunt multe lucruri controversate în proiectul, chiar inclusiv în proiectul de modificare a legilor educației. De exemplu, incompatibilitatea rector-politician. Absolut de acord. Rector parlamentar, rector lider de partide politice. Absolut de acord. Și cu aceasta cred că trebuie să facem un pic de, știți, lumea spune curățenie. Nu, dar trebuie să dăm un aer proaspăt acestui sistem. Adică dacă noi am avut un sistem în care lucrurile nu au funcționat și în care se întâmplă tot felul de grozăvii, de ce să nu vedem și să luăm un pic de distanță noi, spațiul academic, de spațiul politic? Și da, să avem cu adevărat autonomie. Dar, iarăși, haideți să vedem autonomia curriculară. Aceasta e foarte importantă. Noi trebuie să construim programe comune acum cu partenerii noștri din Europa și cumva nu le putem face pentru că compatibilitatea noastră structurală este minimală. Pentru că acolo iau mult mai o libertate, vorbesc de studenți, de exemplu, au o libertate mult mai mare să-și croiască, să-și aleagă parcursul educațional. Deci, bun, dumneavoastră v-ați dori o autonomie curriculară pentru a fi mai compatibil cu partenerii din exterior. Și pentru noi și pentru compatibilitate. Și dacă în alte universități românești această autonomie va fi folosită pentru a da ore unor colegi care în loc să plece la pensie vrem să mai stăm, că a fost profesorul nostru. Ce facem cu ăștia? Sunt de acord, dar asta ține de responsabilitatea fiecărei universități. Păi despre mai asta avem vorbim puțin aici. Da. Să cunoaștem terenul pe care călcăm. Nu să zburăm deasupra țării cu doar cu principii. Da, haideți să facem... Nu. Eu ce spuneam, mă legam cumva de ce a spus doamna Andronescu. Nu era un reproș la dumneavoastră. Da, era un... și vreau să-l ascult și pe domnul Costoiu în încheierea intervenției. Sigur. Mai avem puțin din această emisiune. Și întrebarea, aș rezuma cumva ceea ce a spus dumneavoastră printr-o întrebare. N-ar fi mai bine să acordăm mai multă atenție libertății, autonomiei universitare în materie curriculară deocamdată și mai puțină libertate, în ghilimele spus, sau poate mai multe criterii de rigori, acolo unde vorbim de alegerea unor conducători a instituțiilor, pentru că până una alta nu stăm extraordinar de bine, oricât, bun, poate stăm în raport cu alte universități în țară, dar în afară, tocmai spuneam, anul acesta am ieșit din top 1000 de universități, topul celebru făcut de instituție prestigiu, top 1000 universități din lume. Deci înseamnă că ceva, într-adevăr, nu merge extraordinar de bine. Domnul Rădulescu, îmi cer scuze că intervin, tocmai că mi-ați menționat numele, ca să vă răspund la această ultimă întrebare. Chiar dacă sunt neplăcut, eu n-am o problemă, susțin un principiu, indiferent de, cum să spun, interlocutorii cu care am onoarea să discut sau de cei care ne ascultă, pentru că cred în acest principiu și revin la autonomie și la valorile noastre. Nu putem fi în top 1000 nici noi la Politehnică, nici Universitatea din București, nici Babeș, Bolyai și așa mai departe, atât cât fi timp, cât finanțarea noastră este egală, din toată România, este egală cu universitatea, cu finanțarea Universității Tehnice din Danemarca, spre exemplu, care are buget egal cu tot bugetul învățământului superior românesc. Sunt în Board of Trustees în universitatea aceea și știu exact ceea ce vă spun. Deci trebuie să ne raportăm la investiții, la input și la output, ca să vorbim de aceste topuri și foarte mulți ani, foarte multe universități pe domenii au fost și sunt încă în topurile internaționale. Aș vrea să mă întorc la ceea ce spuneam. Există argumentele de care vorbea mai devreme domnul profesor Costreie și domnul prorector și insist și eu asupra celorlalți. Atunci când vorbim de autonomie universitară, vorbim un pachet întreg în care mecanismele de conducere de management sunt o componentă acestui pachet numită autonomie universitară. Vorbim de asemenea de autonomie financiară și în acest moment banii pe care universitățile îi câștigă din prestațiile pe care profesorii le fac, din proiectele pe care le fac, nu pot fi folosiți decât într-o limită stabilită de guvern, deși sunt banii aduși prin proiectele, prin strădania universităților. Nu putem vorbi de autonomie curriculară și de avea cursorii Câmpeanu a modificat legea astfel încât să putem să ne aliniem cu noile programe. Și așa mai departe, facem o emisiune de multe ore numai pe acest lucru. Da. Deci eu insist asupra ideii autonomiei. E clar. Există contraargumente și la alegerea rectorilor. Domnul Costreie vorbea de Germania. E adevărat, în Germania landurile decid. Rectorul Universității Tehnice din München a stat ca și rector 28 de ani.
cred că mă corectează, sau 25, doamna Andonescu Chimis, fiindcă adânsa vă poate spune exact. Mulțumesc, ne pare, da, domnul Costel, am înțeles, pledoaria e pentru autonomie cât mai mare. Dacă doriți să interveniți în partea a doua, deocamdată trebuie să luăm pauză. Ne revedem în câteva minute. Funeri o să fie prin telefon, deci nu cred că va vorbi foarte, nu? Cred că... Pe la un sfert. La și un sfert îl băgăm pe domnul Costoiu, pe domnul Funeriu. Poftim? Pe la și 10, da, și un sfert, când poate. În cazul autonomiei înseamnă ok, să decide universitatea. Ce înseamnă universitatea? Toți profesorii, luăm și personal administrativ, luăm studenții, ne ducem la 25%, că tot spațiul ăsta de joc, înțelegeți? Adică dacă sunt universități din Grecia în care decide toată comunitatea. Deci toți studenții. Deci teoretic acolo studenții decid. Uitați-mă, știți care e comportul. Nu? Și atunci sunt... Aș vrea să discutăm și lucrurile astea. Adică ar fi domnul Costoiu de acord cu un astfel de model de autonomie? E un model de autonomie universitară. L-am lăsat pentru... Nu? Sunteți de acord? Păi da, puteți să-l întrebați, da. Nu știu dacă mai... Da. Adică când și când vorbești de autonomie, sunt multe modele de autonomie universitară aplicată la guvernanță. Că noi mergem pe aceasta. Da. Într-adevăr, aș fi mai... Cum să spun... mai confortabil. Da, și mi se pare mult mai important, mă rog, nu mult mai important, că și asta e o chestie crucială. Deci acea baronizare de care spuneați... Păi da, am zis că... De aici. Absolut. Să fim serioși. Eu tot m-am temut de după... chestiile astea. Și așa, deci când auzi de plagiat să lipești, să lipit eticheta asta de învățământul superior, mi se face că era da. Nu, sunt multe lucruri pe care noi suntem obișnuiți, suntem obligați să le luăm, multe măsuri pe care trebuie să le luăm acum, în România asta în tranziție, deși nu sunt neapărat principiale, dar pentru a învăța cumva societatea, căpăta reflexele. De exemplu, uitam la cotele de gen, care cu femeile în politică, am moderat ieri altăieri o dezbatere pe tema asta. La fel, poate n-ar fi nevoie să stabilești cote de gen, dacă ar fi o societate evoluată, n-ar mai fi așa patriarhală, și, dar în România, uite, uneori ești nevoit să iei măsuri, cote de gen, da, din astea adevărate, 33% nu, și pe locuri eligibile femeile, tocmai ca să încurajezi intrarea femeilor în politică, ca după aia, după un timp când lucrurile merg, nu mai e nevoie să mai recurgi la astfel de subterfugii. Cântare, Andrei Șerban, da. Mare regizor, mare
mare profesor la o universitate din America. Se scoate un post la concurs de profesor, se prezintă trei candidați, o doamnă și doi domni, el alege pe unul din domn pentru că i s-a părut că e cel mai talentat, cel mai aproape de postul pe care trebuia să-l ocupe. Și nu era cota. Doamna decan și îi spune, vă rog, reprezentanta LGBT-ului trebuie să câștige. Asta nu e bine nici asta ca... Da, mă rog. Discriminare pozitivă, da. Și mai dur. Și dacă vreți, caut anunțul și vi-l trimit. Era o universitate din sudul Ontariului, nu mai știu, biologie, zona asta, ceva, scotea un post în care spunea, încurajăm minoritățile și era explicit, nu au voie să participe bărbați albi. Vă arăt, deci am încremenit. Am spus, stați puțin, nu poți să... Tot discriminare pozitivă. Da, dar nu poți să refaci sau, cum să spun, să dai seama de o nevretate făcând o altă nevretate. Adică, băie, și cine au că s-au născut acum și... Andrei Șervan, știți ce a făcut? S-a dat demisia. Știu, știu. Da? Dar asta cât a fost? Adică nu. Dar nu repari o nevretate făcând o altă nevretate. Se întâmplă exact în Federația Studenței și am fost la evenimentul internațional la Paris și vorbeam cu cei din US UK. Mi s-a spus foarte direct în față că dacă ești femeie și ești femeie de culoare și candidezi, da. Nu ai nicio șansă da. Să-ți ia cineva fața Federației Studenței. Dar nu, vă întreb, sunteți femeie. Nu vreți să câștigați știind că sunteți bune, nu că sunteți femei? Adică, eu sunt... Nu? Păi nu, dar eu sunt absolut de acord că dacă... Discriminare pozitivă, dar... 3 minute și o să reintrăm în direct. Pe post, pe oameni cu pregătire asemănătoare, da, alege femeie. Dar nu, dacă diferența e foarte mare, că atunci dai tot sistemul peste cap. Dar eu am trecut prin situația asta în 90 și ceva, când am devenit decan, eram singura care în politică, într-o funcție de prodecan, etc. Și vă spun că mi-a trebuit încă un an de zile să mă bage cineva în seamă. Și eram într-o universitate. Da? Deci dacă puteți să mă lăsați, să întreb un pic de domnul. Păi nu știu dacă... Așa, da? Nu, nu știu dacă revine. Ce a zis domnul Costoiu, mai intră sau nu? Rux, îl întrebați dacă mai intră sau nu? Dacă mai intră, să spui. Păi da, dar la și un sfert e. Până la și un sfert putem să mai facem discuție aici. Și putem și după aia, că de fapt funerul e prin telefon. Și putem să ne... O să fie și mai show. E, întreabă-l dacă mai vrea. Da, m-am prins. I-a evocat, i-a nominalizat. Da. De ce zici de Iubiara? Da. De Iubiara din... Da. Nu, acolo au fost mine. Și Carola. Da. Mi-ați trimis pe mail? Aha, nu mi-ați trimis pe WhatsApp. Așa. Mulțumesc frumos. Nu tot rău. Da. Și vezi și... Nu știu dacă discutăm despre autonomie, să știți că eu aș insista puțin. Lasă-mă că componentele care diferențiază universitățile nu le aliniază. Da. Mi se pare esențial. Adică ce da, face sper că revine. Acum este să așeze linia deasupra și universității. Vă pot sper că revine acum. Foarte pe scurt și de ce noi în topurile internaționale scădem, că și noi relativ la noi suntem tot acolo. Da. Universitățile din Asia au finanțare diferențiată, atenție, noi suntem tot în comunism. Da, deci de problemă de bani. Și bazată pe calitate. Studenții la fel, poate ne gândim și de ce sunt mulți studenți care abandonează. Nu, avem o cifră foarte mare de studenți care abandonează universitățile. Alo. Rețin în mod artificial numărul de studenți. Începem.
Bună seara din nou, domnilor și domnilor, partea a doua a referendumului în care continuăm discuția despre soluțiile de îmbunătățire a calității învățământului superior, pornind de la controversele existente în proiectele de legi care vizează educația. Sunt proiecte care încă stau la sertar, în sertarele ministerului, să vedem, așteptăm următoarele zile să vedem cum vor ieși de acolo, dacă rămân aceleași probleme care au îngrijorat de mult ori opinia publică. Printre ele sunt prevederile legate de mandate, de numărul de mandate ale rectorilor, de incompatibilitățile dintre funcția de rector și cea de parlamentar sau de lider de partid. Sunt multe alte probleme care merită discutate. Au început să fie discutate în prima parte și continuăm această discuție împreună cu invitații noștri. Vi reamintesc Sorin Costreie, prorector Universitatea București, consilier al premierului României, Dumitru Borțun, profesor SNSPA, Ecaterina Andronescu, fost ministru al educației. Și profesor. Și profesor. Profesor Ecaterina Andronescu, fost ministru al educației. Oana Alexandra Țânțar, președintele Asociației, Alianței, de fapt, Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România, cea mai mare organizație a studenților din țară. Mulțumesc tuturor pentru prezență. Cred că vom reface legătura și cu rectorul Universității Politehnica Mihnea Costoiu în curând și vom avea și o intervenție puțin mai târziu cu Daniel Funeriu, fostul ministru al educației. Haideți să vedem, domnul Costreie, unde ne aflăm în momentul de față, pentru că a rămas așa în suspans ideea și sau, poate explicația ți-a cerut contraperformanții actuale de care am pomenit în prima parte, faptul că am ieșit din topul 1000, în care eram, de bine de rău, eram cu anumite universități până anul acesta, cred că cu două universități, dacă nu mă înșel, Universitatea București, Universitatea Babeș-Bolyai, top 1000 la nivel global universități. Răspunde aici, la tablă, da. Mă rog, la portavoce. De ce am ieșit de acolo? Cu ce are legătură? Are legătură și cu managementul instituției, cu ce se petrece la vârful instituțiilor de învățământ superior? Are legătură cu finanțarea? Cu care explicația? În primul rând, aș vrea să nuanțez un pic, că nu există un singur top, un singur ranking. Cel mai popular. E top ăsta. Shanghai, bănuiesc că la acesta vă referiți. Sunt mai multe și cu acoarele Simpson și, mă rog, mai multe, nu intrăm în detalii. Dar o mică istorie importantă. Topul acesta Shanghai s-a născut acum 20 ceva de ani, când președintele Chinei de atunci a venit și a întrebat spațiul universitar: domnilor, noastră pe unde vă situați în raport cu celelalte universități din lume? Și ei n-au știut să spună. Și atunci președintele Chinei le-a spus: ok, aveți, nu mai știu, le-a zis ceva de tipul: aveți 6 luni să-mi spuneți unde sunteți, într-o manieră cât se poate de riguroasă. Și atunci au făcut acest top Shanghai, care acum este un top relevant, focalizat în special pe indicatori cu privire la cercetare. Bun, dacă vă uitați la topurile mari ale lumii, primele universități, indiferent de criterii, că asta diferă de la un top la altul, sunt cam aceleași. Acum, revenind la întrebarea noastră, ce s-a întâmplat cu noi? Noi, universitățile din București, aici suntem reprezentanți a atâtor universități, din punctul meu de vedere ne-am făcut treaba și suntem tot cam pe acolo. Problema este că, în special, universitățile din Asia vin foarte puternic. Deci tu, dacă erai pe 500-600 și îți vine un calup de universități mult mai performante, și o să discutăm foarte pe scurt de ce sunt mai performante, normal că în acest ranking cobori. Deși tu, relativ la tine și la spațiul tău, în special învățământul românesc și european, ești tot cam pe acolo. Ce se întâmplă în Asia? Păi vă spuneam de această poveste. Ce s-a întâmplat după această poveste? Președintele atunci a spus: ok, 57 sau 58, nu mai mi-au aminte de universități, veți primi o hiperfinanțare, adică finanțare diferențiată, finanțare bazată pe performanța calitativă. Și atunci aceste universități au crescut enorm. Deci aceste universități acum, ca să vedeți unde au ajuns, sunt în stare, au această capacitate să angajeze nobeliști.
Știți, cei care au câștigat Nobel. Ca să ai această capacitate, înseamnă să-i oferi un context de cercetare în special foarte performant. Un laborator, să îi dai posibilitatea să-și aleagă oamenii cu care lucrează, studenți și multe alte lucruri, ceea ce noi în niciun caz nu putem. Domnul prorector, e clar mesajul nostru și cumva e în consonanță cu ce spunea și domnul rector de la Politehnică mai devreme. Dar aș vrea să-l întreb. Costoiu, care a revenit alături de noi. Da, și mă bucur. Mihnea Costoiu, dar rectorul Universității Politehnică. Deci eu n-aș vrea să insist pe locurile care sunt cumva în care sunteți de acord. Pentru că sunteți de acord, ci pentru faptul că vorbim despre finanțare. Da, da, înțeleg, da. E nevoie de mai mulți bani ca să fii mai performanți. Asta este un lucru clar. Nu doar mai mulți bani. E nevoie și de un sistem, de un cadru, că de la asta am pornit discuția și am fost cu toții de acord, că e nevoie și de un cadru universitar sănătos. Exact. Asta vreau să spun. Nu doar de mai mulți bani. Că noi avem și găuri negre și poți să pui și de 10 ori bugetul pe care îl avem acum acolo și niște bani în unele locuri se vor duce în vânt. Dar vreau să-l întreb pe domnul rector Costoiu. Când vorbim de autonomie, și aici cu toții suntem de acord, deci nu, suntem în consonanță, dar există multe modele de guvernanță care respectă autonomia universitară, în sensul următor. Noi suntem într-un model în care rectorul este în cea mai mare parte votat de întreaga comunitate academică. Dar avem modele în care participă și personalul administrativ. Avem modele în care participă studenții într-o mult mai mare măsură. Avem modele, cred că sunt niște universități prin Grecia, în care votează toți. Adică toți studenții. Și acum, deschizând cutia Pandorei și întrebând un pic retoric așa, ați fi de acord în virtutea unei autonomii totale să voteze toți membrii comunității? Din punct de vedere, mi se pare un pic riscant. Adică e clar că studenții deja s-au poziționat. În clipa în care ai un astfel de model, e clar studenții cum vor vota. Cum? Eu cred că vor vota pentru primenirea sistemului. Adică, bun, e posibil ca celelalte organizații relevante studențești să creadă că e bine să avem mandate nelimitate. Mă rog, mă îndoiesc personal, dar vom aștepta să se poziționeze public. Deocamdată avem o poziție foarte cele clară. Cele mai mari alianțe. Exact. Dar întreb, în clipa în care vorbim de autonomie, despre ce sistem în cadrul acelei autonomii universitare, la ce sistem ne raportăm? Pentru că toate acestea respectă autonomia. Eu cred că spațiul de joc trebuie un pic desenat, ținând cont de contextul nostru, de istoria noastră, de unde ne dorim să ajungem. Asta era și scopul, asta era și scopul, unul dintre scopurile emisiunii, un scop principal, felul în care creionăm, desenăm acest spațiu. Exact. De joc. Cât de corect desenăm spațiu. Da, dar haideți în răspunsul de la domnul Costoiu, la întrebarea pusă. Mulțumesc pentru dialog. Apreciez de faptul că sper că facem o emisiune interesantă împreună cu toții, domnul Rădulescu. Eu cred, sincer, încă o dată, există modele multiple. Putem discuta asupra acestora. Am și eu am un studiu întreg, am lucrat și noi și în Asociația Universităților Tehnice Europene asupra modelelor. Există variante, însă, indiferent care variantă este aleasă, varianta în care poporul votează și cât mai mulți dintre studenți, eu cel puțin, cu aceste modele, eu personal, aceste modele eu personal le îmbrățișez. Și aș vrea să atrag, chiar dacă nu, și o să insist asupra acestui lucru. Din 1945, universitățile românești nu au mai fost știut ceea ce e autonomie. O redescoperim după 1990. Și sentimentul meu este că noi continuăm să nu avem încredere în oamenii din universități. Continuăm să punem la îndoială valoarea acestor oameni, a judeca ce este corect, ce este util, ce este bine pentru ei. Da. Și cred că este fundamental greșit. Încă o dată insist asupra acestui lucru. Modelul poate fi discutat. De ce nu este? Dar de ce e greșit pentru că nu, ei știu foarte bine, nu sunt niște naivi sau niște oameni limitați. Știu foarte bine ce vor. Aveți dreptate. Dar foarte mulți sunt niște conservatori patentați, care vor să țină totul pe loc pentru că le convine starea
de lucruri existentă. Și atunci cum mai poți să mergi înainte cu universitatea și să intri în topurile mondiale? De-aia nu intrăm acolo. Pentru că ne tot învârtim în ligheanul nostru, batem apa în pio. Asta este marea problemă a României, stagnarea și dușmânia pentru schimbare. Frica de schimbare și de multe ori ura pentru cei care vin să propună schimbări. Dar... Și dumneavoastră vreți să le dăm tuturor dreptul la un fond nelimitat pe 5 ani, pe 10 ani, pe 15 ani? Nu e, domnul prorector, noi nu avem tradiția anglosaxonă, nu avem tradiția Europei Nordice, nu avem tradiția americană a comunității care s-a ridicat pe propriile picioare și a ajuns să construiască un stat. Asta s-a întâmplat în Anglia, asta s-a întâmplat în America. America este un stat construit de comunitățile alea protestante care au fugit de persecuție din Europa. S-au auto-organizat și au găsit lideri și au construit o civilizație. Da. Și noi venim cu istoria noastră, spațiul în care s-a desfințat ultima dată iobăgia în Europa, venim cu istoria noastră să o comparăm cu a lor și să spunem că suntem valabili pentru modele similare? Nu cred. Deci nu este vorba că nu ne cunoaștem oamenii noastră... sau îi cunoaștem și nu avem încredere în ei. E vorba de experiență, domnul rector. Știm ce se întâmplă. Eu am peste 40 de ani în învățământ și știu despre ce vorbesc. Am experiență personală. Mulțumesc. O completare doar la ce a spus domnul Borțun. Istoria noastră arată și existența, ne-a semnalat și existența unor fabrici de diplome și a unor plagiate deconspirate între timp. Eu aici aș reveni și eu la întrebarea, sunt multe întrebări deja care își caută răspuns, la întrebarea jurnalistului care trebuie să-și păstreze ochiul critic. De ce e rău să avem îndoieli cu privire la felul în care merg lucrurile într-o universitate? Și în măsura în care observăm că în atâtea universități descoperim plagiate și până la nivele înalte. De ce e rău? E mai bine să lăsăm să funcționeze închis, ca un club închis, aceste universități autonome total, până acolo unde să-și ascundă, să bage sub preș lucrările plagiate? Eu vorbesc acum prin prisma celui care a scris în lege autonomia atât cât este ea astăzi și cred în acest principiu. Dar cred că ne cantonăm prea mult pe acest subiect, uitând de fapt că suntem în fața aprobării unor legi care trebuie să dea viziune sistemului de învățământ și dezvoltării acestui sistem. Din acest punct de vedere, eu pledez pentru autonomia care să asigure prin conținut evoluția universității. Suntem în epoca în care tehnologia schimbă foarte mult. Noi trebuie să-i pregătim acum pe studenții din universitate pentru 40-50 de ani după ce termină universitatea. Care sunt profesiile? Care-i dezbaterea publică? Pe ce profesii trebuie să-i pregătim noi pe studenții pe care îi avem astăzi în învățământ, astăzi? În același timp, cred că universitățile nu trebuie să fie aliniate. Ca să schimbăm astăzi un program de învățământ, asta este decizia Aracisului, trebuie întrebate toate universitățile care au același program de învățământ. Eu cred că este o mare greșeală. Universitatea tocmai de asta este autonomă, pentru că ea, prin personalul didactic pe care îl are, poate mai mult decât alta, sau poate mai puțin. Trebuie să obligăm universitățile să se alinieze? E o mare greșeală. Trebuie să lăsăm universitățile să fie creative, să aibă strategii de evoluție pe conținutul și pe formarea studenților pe care îi au în propria grădină. Mi se pare că o dezbatere pe aceste probleme de conținut și pe cum evoluează universitatea, care este viziunea pe care fiecare universitate o are despre modul în care se vede peste 5, 10 sau 20 de ani, mi se par lucruri extraordinar de importante. Da. Nu putem să mai mergem la curs cu cursuri de acum 10-15 ani, când evoluțiile în societate sunt... Da. Din păcate, Aracisul nu ne permite decât maximum 20% din curriculum să fie diferențiat. Să fie diferențiat în funcție de domeniu. Nu este bine, nu este potrivit. Cu ștanța, cu... Da.
Universitatea trebuie să aibă propria ei personalitate. Cum se manifestă personalitatea universității? Prin conținutul cursurilor și prin activitatea de cercetare științifică. Da, cercetarea nu o facem de dragul cercetării, ci de dragul cunoașterii pe care o producem și a transferării acestei cunoaștere în procesul de învățământ. Discuția despre curricula universitară, despre schimbările de acolo, o facem și am mai atins acest subiect, o să o mai facem. Pentru că la televiziunea română facem discuții inclusiv despre aceste lucruri. Acum era discuția despre cadrul despre care vorbeam, cadrul universitar, funcții, felul în care sunt controlate sau nu gestionate facultățile, dacă răspund intereselor studenților pe care i-am ascultat și o să-l mai ascultăm. Ne întoarcem la domnul Costoiu, care avea de dat niște răspunsuri și după aceea vorbim cu domnul Funeriu, care înțeleg că este pe fir. Domnul Daniel Funeriu, fostul ministru al educației, pe care deci, îl salutăm. Salut și eu pe domnul ministru. Dar vreau să dau doar câteva răspunsuri la ce a spus domnul Rădulescu mai devreme. Deci nu se pune problema, din punctul meu de vedere sau din punctul nostru de vedere, să acoperim, să ascundem ceva din universitate, din interiorul universității, sub nicio formă. Din contră. Ne dorim ca activitatea noastră să fie una cât se poate de transparentă. Și am făcut acest lucru cât se poate de des. Am venit în fața opiniei publice cu lucrurile mai bune sau mai puțin bune. Vis-a-vis de fabricile de diplome și de plagiatori, și eu insist, am insistat permanent ca aceste fapte să fie pedepsite cel mai drastic posibil. Nu se pune problema ca cel puțin noi să acoperim ceva sau să încercăm să ascundem ceva. Din contră. Susțin cât se poate de tare și voi susține permanent. Domnul rector, alții ascund. Dar asta e problema. Sancțiunile nu trebuie să se ducă numai către cel care a plagiat. Sancțiunile trebuie să se ducă și spre conducătorul de doctorat, și spre școala doctorală, și spre universitate. Pentru că acolo sunt cei care decid acordarea unui titlu de doctor. Da, am înțeles. Însă eu mai vreau să spun și cu asta închid, tocmai ca să fac emisiunea cu sare și piper, înțeleg aceste mecanisme și trebuie să insistăm asupra, nu doar asupra cazurilor concrete, ci asupra mecanismelor. Însă, revin și spun, atâta timp când entitatea, comunitatea, nu este conștientizată și responsabilizată și nu vine ea să producă, revin la autonomie, nu vom ajunge. Nu va putea statul să verifice 80.000 de titluri de doctor sau teze de doctorat și așa mai departe. Da, observația mea, domnul Costoiu, e clar, domnul rector, observația mea era următoarea, că nu toate comunitățile academice sunt responsabile și conștiente. De aceea am invocat exemplul fabricilor de diplome și de aceea am spus că faptul că dumneavoastră considerați că n-ar trebui să se îndoiască nimeni de felul în care merg lucrurile într-o universitate, de conștiința sau de valoarea cadrelor didactice, eu am zis că trebuie să ne îndoim, pentru că avem exemple. Nu de dumneavoastră neapărat. Da, ultimul dintre Ministerul Educației care a închis 14 universități, se întâmplă în 2014. Și continui să cred că trebuie să închidem universități care nu-și fac treaba. Și susțin acest lucru. Indiferent de faptul că acestea sunt publice sau private. Atâta timp, dar avem mecanisme de control. Chiar și acest ulit Aracis are mecanisme de control. Statul are mecanisme de control. Numai că trebuie să le folosim. Da. Bun. Acum, mecanisme de control, dacă ne luăm după aprecierile internaționale, Comisia Europeană, erau foarte bune cele din legea 1, aceea domnului Funeriu, care era foarte riguroasă, avea criterii de etică, avea, practic, criterii care se referau la conflictul de interese, că tot vorbim mai degrabă de incompatibilități între rectori și oameni politici. Cu toate astea au fost până de atunci până acum, din 2011, dacă nu mă înșel, zeci de ordonanțe care au practic au ciuntit, au afectat această lege. Deci existau niște criterii, nu mai sunt, le punem tot pe alea loc, punem altele. Da, sunt criterii și acum. Sunt, dar potrivit părerilor din rândul opiniei publice și presă și criteriile sunt mai slabe decât cele de dinainte. Adică s-a făcut pași înapoi pe linia prevenirii conflictelor de interese, pe linia numărului de mandate, că discutăm acum și de mandate mai multiple. Dar haideți să vedem ce spune chiar domnul Funeriu, pe care, da, înțeleg că l-avem totuși la telefon.
Bună seara! Bună seara, mă și auzit. De avut mă aveți, dar mă și auzit. Da, vă auzim. Da, bună seara. Din păcate, să știți că n-am putut să urmăresc tot ce s-a discutat până acum, dar știți cum e? În toată această dezbatere publică a apărut cu legile educației ale președintelui Iohannis, a apărut o concluzie clară. Și știți cum e vorba aia, tot rău în bine. Astăzi, unanimitatea în societate, și subliniez în societate, nu printre politicieni, e că toată lumea vrea să revenim la legea 1. Există un motiv fundamental pentru asta și am să vi-l expun. A fost prima lege care a făcut câteva opțiuni majore de societate. Permiteți-mi să vă spun câteva opțiuni majore dincolo de mici chestiuni administrative. Un mandat, două mandate și chestiuni de genul ăsta. În primul rând, a fost o modernizare așezată pe un soclu moral solid, nu doar o reformă administrativă. Nu ne-am jucat cu fondat, dizolvat instituții, știți așa, ca generalii aia frenetici care se joacă cu machete de tancuri, adesea tancuri inexistente, pe harta frontului. Am atacat centrii de putere a mafilor și nu există să spun acest cuvânt, care domneau peste universități. Și eu vă reamintesc doar că grație acelei legi am eradicat frauda la BAC, care a fost păstorită de toți cei care au fost înaintea mea. Am adus în prim plan lupta împotriva plagiatului, da? Când a fost descoperit plagiat prin plagiatorul țării, hoțul Ponta, care era premier și a avut și el ministrul educației. Da? Această practică a plagiatului, din păcate, devenise o obișnuință sub cei care mi-au precedat. Am debaronizat universitățile, rectorii au început să fie aleși de întreaga comunitate, nu doar de un conclav așa ales pe sprânceană de rector în funcție. Am clasificat universitățile și le-am finanțat în funcție de performanță și nu doar din pixul ministrului. Domnul Funeriu, o concluzie, vreau să permiteți o concluzie. Mai mult decât atât, am stabilit criterii riguroase pentru a deveni conferențiar și profesor universitar. Și aici vă dau cheia esențială, cheia oricărei modernizări. Știți ce e o reformă adevărată? Să dai putere și resurse oamenilor de calitate. Oamenii de calitate, domnul Rădulescu, ei știu ce să facă și cu puterea și cu resursele. Deci, păi bun, ce observ eu acum? Că vă întâlniți cu domnul Costoiu aici și dânsul până acum ne-a tot spus despre nevoia de a da putere da, decidenților din universitate. Mai devreme spuneați despre faptul că datorită legilor modificării introduse de dumneavoastră s-a putut trece în universități la alegerea prin quorum, prin vot larg a rectorilor. Ori domnul Costoiu mai devreme spunea că tocmai datorită acestei situații se poate, e bine să se aleagă, să decide universitatea câți ani poate să aibă în frunte un personaj. Domnul Rădulescu, eu vă spun următorul lucru. Noi, dincolo de această discuție, un mandat, două mandate, cinci mandate. Care e opinia noastră aici? Să decidă până unde poate merge dincolo de asta. Rădulescu, spre deosebire de toți ceilalți care vorbesc în România, eu nu vin cu opinii. Eu vin cu o lege pe care am dat-o. Opiniile mele astăzi sunt identice cu ceea ce am semnat când am ocupat acel scaun de ministru. Opinia mea legiferată este că, fără excepție, două mandate sunt suficiente, 8 ani sunt suficienți pentru a pune universitatea pe făgașul pe care comunitatea ți-a încredințat acel mandat, da? Și din nou revin, dincolo de aceste discuții, și aici este marele eșec al președintelui Iohannis, este că prin programul lui România Educată nu a făcut opțiuni fundamentale de societate, pentru că despre asta este vorba atunci când facem o reformă în educație. De exemplu, a decis cineva dacă vrem un învățământ bazat pe exigență sau un învățământ lax. Eu, unul, vreau un învățământ bazat pe exigență, pentru că vreau tineri puternici, fizic, mental, adaptabili și siguri pe ei. Nu știu cine s-ar opune de principiu acestei teorii. Adică cine ar zice că nu vrea... Cei care desfințează tezele. Ați vorbit adineauri de ce a spus domnul Costoiu. Știți cum e? În ecuația asta politică e ușor să vorbești, e greu să faci. Și eu îmi permit astăzi să spun o serie de lucruri. De ce? Pentru că acele lucruri le-am făcut, nu sunt opinii. Și vă mai dau, dacă îmi permiteți, înainte să treceți probabil la ceilalți invitați, vreau să vă mai dau două opțiuni fundamentale de societate. Vrem un învățământ bazat pe autoritatea intelectuală și comportamentală a profesorului?
Sau vrem un învățământ care să fie bazat pe autoritatea părintelui, a copilului rege, a ONG-urilor care vin cu tot felul de idei crețe. Și ultima chestiune pe care aș vrea să o pun așa pe masa deliberărilor publice care trebuie să aibă loc, referitor la universități. Optăm pentru universități care să revină la rolul lor de a produce excelență? Sau mergem în continuare cu universități pe post de serviciu social, care dau diplome și celor care trebuie și celor care nu trebuie? Deci, astea sunt opțiunile majore de societate pe care trebuie să le facem. Este rolul președintelui unei țări să facă aceste opțiuni de societate și niște să le pună în practică. Nu l-avem pe președintele emisiune, dar o să vedem ce spune fosta consilieră a președintelui, care e actuala ministră a educației. Ca să închei, eu și mulțumindu-vă pentru această intervenție. Vedeți dumneavoastră, toate aceste lucruri pe care le-am legiferat acum 11 ani, eu mă bucur de dezbaterea care există acum, pentru că toate acele lucruri se pare că societatea în sfârșit le-a înțeles. Și acum e rândul unor tineri, înțeleg că aveți o reprezentantă a studenților, e rândul lor să ducă mai departe aceste lucruri pe care societatea le apără. Eu nu mai sunt în politică, nu mai vreau niciodată vreo funcție politică, dar vedeți dumneavoastră, eu regret că în 2011 prin plagiatorul țării Ponta și miniștrii lui au apărat cu ghearele aceste plagiatori, frauda morală, politizare și arbitrariu. Dar din fericire n-au reușit, mă rog, din păcate, da, sau din fericire, nu au reușit decât să întârze cu 10 ani deznodământul. Pentru că astăzi ăștia sunt irelevanți politic, dar ideile pe care le-am legiferat atunci rămân. Și aceste idei își fac drum în societate și eu sper că tot mai mulți tineri, tot mai mult vocea tinerilor să fie auzită și vocea excelenței să iasă tot mai mult în față. Vă mulțumesc foarte mult pentru oportunitatea să mă exprim. Mulțumesc și eu, mulțumesc și noi. De aceea am invitat studenții. Da, vă doresc o seară plăcută și emisiune de succes. La revedere. Numai bine. De aceea am invitat studenții în emisiune. Deci domnul Funeriu înțeleg că ar dori să pur și simplu să luăm legea 1 și în loc de proiectul care se află acum, cum spuneam, la minister, cu multe controverse în toată această perioadă de dezbatere publică, să punem legea domnului Funeriu. E o idee fezabilă, plauzibilă? Eu vreau să vă spun un lucru. Legile astea care sunt acum în discuție au o mare lipsă. Nu propun o viziune. O viziune despre un nou sistem de educație, despre un nou sistem, despre o nouă societate. Legea domnului Funeriu este, legea 1 este, într-adevăr, propunea acolo un model de societate, dar în mod tacit, în mod implicit. Nicăieri nu găsești. Găsești în fundamentarea legii la început, găsești o singură, din câte țin eu minte, o singură formulare explicită despre modelul societății viitoare, când se vorbește despre societatea cunoașterii. În rest, nu avea ceva explicit. Și vă spun de ce, domnul Rădulescu. Fiindcă noi nu avem un proiect de țară. De aici vine problema. Cum să știi tu care sunt obiectivele educaționale pe următorii 30 de ani, când tu n-ai un model de societate pentru cei 30 de ani? Și când vorbesc de model de proiect de țară, nu mă refer la ce spun unii politicieni așa demagogic. Proiect de țară e că vrea să facă o autostradă cu Moldova. Proiect de țară este că vreau să rezolv problema irigațiilor. Proiect de țară înseamnă un model de societate în toate articulațiile, în toate domeniile importante, care să fie coerente între ele, obiective, deadline-uri, prioritizare. Exact, prioritizări. Și asta înseamnă să știi ce vrei să faci cu educația. Nu ai un proiect de țară, nu știi nici ce să faci cu educația. Iar aceste legi, oricum, sunt cârpeli și chestii făcute din mers, și sunt, nici nu se ridică la nivelul legii 1. Legea 1 era mult mai bună, pentru că propunea niște, cum să vă spun, dizolvarea unor cheaguri, dizolvarea unor mafii locale, universitare, care parazitau universității. Și așa a fost posibilă o universitate care a ținut același rector 20 de ani, care, pe urmă, și-a pasat funcția fiului său, și o universitate care a lăsat cu ochii soare mii de absolvenți care n-au mai avut diplome. Astea sunt lucruri grave care se întâmplă în orice țară europeană. Să ia doamna ministru, să ia atunci textul ăsta al
domnului Funeriu, legea 1, să o aprobe, treacă prin guvern, o trece prin Parlament, unde sunt sigur că toată lumea o va întâmpina cu o mare veselie. Nu se mai poate. Cred că doamna Andronescu e prima care salută demersul. Nu cred că mai este posibil. Nu cred că mai este posibil o asemenea întoarcere în timp. Noi trebuie să ne uităm în viitor, în perspectivă. Dacă era avea prevederi moderne, actuale... Ce nu spune domnul Funeriu niciodată, dar o să spun eu de la acest microfon, că în anul 2009, când am plecat de la minister, pentru că s-a rupt guvernul Ponta, guvernul Boc, așa cum vă aduceți aminte, am lăsat codul educației, care avea trei legi. Legea învățământului preuniversitar, legea învățământului superior sau universitar și legea și statutul personalului didactic. Și să știți că dacă nu vom umbla și la statutul personalului didactic, dacă nu vom așeza cadrul didactic în societate pe poziția pe care o merită de constructor al societății, nu este posibil să ne uităm în viitor și să fim mulțumiți de ceea ce vedem. Este esențial lucrul acesta. După cum ce spune domnul profesor Morțun, este absolut necesar să avem o viziune de societate, nu de educație neapărat, de societate, și atunci eu de aici, de la acest microfon, aș lansa propunerea ca universitățile să elaboreze un astfel de proiect de societate, un proiect pentru România. Rezolvând acest subiect, universitățile, numai un partid sau altul nu-și mai pot revendica acest proiect și poate că o asemenea abordare ar avea șansa, într-adevăr, să ducă România în direcția în care fiecare român și-ar dori. Mulțumesc. Ce și cred că lucrul acesta e posibil. Două vorbe despre o idee formulată de doamna ministru. Calitatea cadrelor didactice. Domnul Rădulescu, aici este cheia. Da. Dar ne facem că nu vedem, fiindcă ne teamă să nu jignim, să nu supărăm, să nu deranjăm. Stăm foarte prost la calitatea cadrelor didactice pe toate segmentele învățământului românesc, ca să fie clar. Deci, știți ce spune Arsenie Boca? De bani. Arsenie Boca ar avea o înțelepciune de aia de-a lui, zice, până la o vârstă dăm altora din ce avem. De la o vârstă în sus dăm altora din ce suntem. Deci tu, ca profesor, nu poți să dai dacă nu ești așa. Nu poți să faci elevi onești dacă tu nu ești onest. Nu poți să faci elevi care vor să învețe dacă ție nu-ți place să înveți. Și așa mai departe. Deci calitatea cadrului didactice trebuie să fie o prioritate pentru reforma învățământului. Mulțumesc. Să vedem ce spun studenții. Cum văd ei relația cu profesorii? Cum îi văd pe profesori? Pretenții justificate, mă rog, ați avea de la cei care vă îndrumă în facultăți? În momentul de față, cred că cel mai bine punctat ar fi să spunem că studenții ar trebui să fie în totalitate tratați ca parteneri egali în procesul educațional. Nu sunt? Nu cred că putem să afirmăm că întotdeauna principiul învățământului centrat pe student este aplicat în totalitate în toate universitățile din România. Dar ce înseamnă asta concret? Să fiți consultați sau să aveți să fiți reprezentanți la nevoile, la așteptările, să fie consultați și da, dacă facem referire și mai departe și la participarea studenților în luarea deciziilor. Chiar că se discuta înainte pe tema autonomiei universitare privind implicarea studenților și părerea lor. Și acum cum se iau deciziile în facultăți? Voi ce în momentul de față, pondere reprezentați? În consiliile facultăților studenții au o pondere de minim 25%, în senat au exact 25%, ca să iar în Consiliul de Administrație vorbim despre un reprezentant al studenților. Și Consiliul de Administrație, aici depinde de la universitate la universitate, dar în unele cazuri unul din poate 20, deci e insuficient ca să conteze. Să conteze. Sau să ne referim la alegerile rectorului, pentru că vorbeam despre mandate nelimitate pentru rectori. Până în anul 2011, până la adoptarea legii educației, exista un procentaj de 25% în alegerea rectorului pentru faptul că alegea senatul. În momentul de față, studenții au aproximativ, printr-o medie, într-o analiză făcută în 2019 de ANUSR, la nivel național, o pondere de 12%. Noi cerem în momentul de față ponderea de 25% în alegerea rectorului. Și ni se pare, considerăm că e un procent mai mult decât rezonabil. Există universități care practică, deci care acceptă, au 25%. Da, Grigore Popa, Iași.
universitatea, acolo avem 25%, de exemplu. Și există universități în care contează în pondere de 5%. Ceea ce este, de fapt, grav în acest proces este că în momentul în care planurile de candidatură ale rectorilor se realizează, nu au în vedere și studenții, pentru că evident nu contează în ponderea electoratului. Și în anul 2019, ca să dau și niște date, 40 de universități aveau publicate aceste planuri de candidatură, 40 de universități din țară. Din cele 40 publicate, 30% menționau ceva despre consultarea studenților și în timp ce 20% menționau întâlnirile periodice cu studenții. Atât. Deci, da, dacă nu contribuiți la alegerea în mod semnificativ, la alegerea instituțiilor prioritare. Da, nu da. Vă regăsiți prioritățile. Domnul rector Costoiu, domnul prorector Costre, vă rog, cum e la dumneavoastră universități și ce răspunde studenților care, iată, vor o atenție sporită, o implicare sporită? Bravo. Dacă vorbim la Politehnică, lucrurile sunt cu totul și cu totul altfel decât cele descrise de dumneavoastră. Nu avem 25%, însă avem un procent foarte mare față de ce în țară. Niciun caz, și mai ales ceea ce este cel mai important, avem o consultare permanentă a studenților. Și eu am ținut și voi ține la această consultare permanentă a studenților. De altfel, în plan, dacă vorbesc strict personal, eu sunt de acord cu un procent de 25% în procentul electorilor pentru alegerea rectorului, să vină din rândul studenților. Însă important este, repet și insist, asupra culturii, în ce fel conducerea universității, conducerea departamentelor, facultăților și așa mai departe, reușesc să dialogueze cu studenții. Este extrem de important ca aceștia să fie implicați în decizii. Susțin acest lucru, l-am susținut și îl voi susține permanent, este extrem de important ca studenții să fie lângă noi. Însă revin la mesajul pe care domnul Funeriu l-a dat la final. Oamenii valoroși, societățile, organismele valoroase știu să selecteze acest lucru, știu să facă diferența, însă trebuie să susținem în continuare, să facem această diferență și noi la nivel legislativ. Și mai am un singur lucru de spus ca să răspund la întrebarea dumneavoastră, să-i ofer timp și domnului prorector Costre. Mai cred un lucru foarte important, că după atâția ani de experiență, în acești 30 de ani, în care am încercat să avem diferite formule, mai bune sau mai puțin bune, să orientăm într-o anumită direcție această țară, repet, mai inspirat sau mai puțin inspirat. Susțin și eu extrem de important ca pas este să încercăm să punem învățământul acolo unde este locul. Nu putem să aruncăm veșnic cu noroi în această zonă. Nu este un sistem perfect, fără doar și poate societatea. Până la urmă, sistemul de învățământ reprezintă cumva o oarecare măsură oglinda societății. Ar trebui să fie mai bun decât aceasta. Însă nu putem arunca, nu suntem atât de răi în general pe cât se prezintă, nici atât de buni cât ne considerăm noi, fără doar ce poate, dar trebuie să acceptăm ideea că aceasta este elita societății. Acest segment constituie elita societății. Și sunt foarte mulți oameni în această societate care fac extrem de mult pentru această țară. Nu e demagogie ceea ce spun. Sunt extrem de mulți oameni care muncesc zi de zi, nevăzuți, ca să facă pasul acela spre mai bine. Da. Mulțumesc. E clar că e o chestiune de nuanțe și în zona aceasta educației și nu putem generaliza nici în sens pozitiv, nici negativ. Nu sunt nici toți foarte răi, cum spunea domnul Costoiu, dar nici toată lumea este performantă. Așa încât e normal să vedem că situația nu este chiar roz, asta nu e un eufemism, nu stăm nemaipomenit de bine. Ok, nu stăm bine cu tot cu ce înseamnă societatea românească, dar nu stăm nemaipomenit nici la învățământul superior. Înșiși studenții spun lucrurile acestea, reprezentanții lor, care ați văzut reclamă faptul că tot mai mulți dintre studenții abandonează cursurile și aici aș vrea explicații, poate aflăm de ce. Abandonează, avem un procent enorm de față de alte țări de abandon universitar. Dacă nu mă înșel, peste 40%, nu, Oana, cât e? Da, undeva la 47-48%, da. Cred că bine aproape zic. De 50%. Da, deci, este aproape de 50% deci jumătate pe analiză făcută pe un ciclu de studiu de 3 ani licență. Da. Și cu abandonul prevăzut până la 5 ani după finalizarea normală. Da, oricum, studenți, tot mai puțin, mulți abandonează,
Și asta, deci abandonul universitar în condițiile în care procentul celor care urmează cursul universitar în societate la noi este jos, cel mai mic. Este, da, este, deci asta este într-adevăr îngrozitor. Asta, de ce? Pentru că asta este expunerea la o formă de cunoaștere. Știți? Fenomenul acesta nu este și rezultatul lipsei, poate, de încredere a studenților în universități? Mie mi se pare totuși excesiv de ridicat acest procent. Comparând cu universitatea în care sunt profesor și de unde știu oarecum mai bine lucrurile. 47% da, este enorm. Aproape unul din absolut. Doi. Dar aici, bun, explicații sunt multe și noi suntem oameni de știință. Ne-ar trebui un studiu riguros. Eu mă aventurez să spun că și văd dintre studenții mei și se întâmplă să predau la mai multe facultăți. Foarte mulți nu știu de ce sunt studenți. Nu că sunt studenți la X, Y, Z domeniu sau la o anumită universitate. Nu știu de ce sunt studenți. Ei sunt împinși inerțial de societate, de familie. Du-te și fă chestia aia. Și sunt cazuri, eu aș spune, dramatice. Am întâlnit studenți, de exemplu, la medicină, care e o facultate foarte grea. Înveți 6 ani, după aceea faci rezidenția 5 ani, 11 ani, da? Și după 12-13 ani te trezești, dar eu nu sunt făcut să fiu medic. Vă dați seama? Mie aia mi se pare o dramă. Absolut. Și de ce? Și intri în presă. Noi avem colegi care... Noi avem mecanisme de feedback, de orientare și să ne centrăm pe studenți. De orientare școlară și profesională. Exact. Astea sunt cruciale. Și de unde vine asta? Din lipsa noastră de viziune. Deci nu e vina, e vina studenților, a tineretului? Nu. E, vina e împărțită, dar cu precădere e vina noastră. Și aici mă uit la mine ca părinte. Nu pot să dau vina pe copil de ceea ce se întâmplă cu el, pentru că el este cumva proiecția mea. Și vreau să revin la ideea aceasta de proiecție. Noi când vorbim de educație, vorbim de un sistem proiectiv. Și într-adevăr, ce lipsește e lipsa de viziune. Unde vrem să ajungem? Exact. Tot ne-am cantonat și focalizat pe lege. Scuzați-mă, legea e un instrument. E un instrument care mă duce. Eu pot să reglementez orice. Pot să spun un mandat de 3 ani, un mandat de 10 ani, 2 de 4, de 5, 3, cum vreți. Dar ele sunt nesemnificative dacă noi nu avem ținta. Legea e un instrument. Eu trebuie să am ținta și reglementările pe care le fac să mă ducă la acea țintă. Parte din acest parcurs sunt legile. Dar nu doar atât. Da, ținta poate fi, de exemplu, decuplarea cadrelor didactice de politic. Este o țintă absolut, rezonabilă. Cu asta sunt total dacă ne punem ținta asta, da, în față, în capul listei, atunci putem ajunge și la concluzia că trebuie umblat la numărul de mandate ale rectorilor. Absolut, pentru că în cele mai multe cazuri s-a văzut că acolo unde rectorii au... Eu cred că am fost clar cu privire la acest lucru. Sunt mai multe ținte care se corelează. Exact. Problema este lipsa asta de viziune. Până la urmă ajungi, ai viziunea, dar te duci mai jos și vezi și la lege. Deci nu este toată... Să vă dau un exemplu. Asta înseamnă, domnul Rădulescu, să ai, corect, să ai viziunea de ansamblu. Bun, exact. Noi să vă dau un exemplu de vâșbuială? Dacă nu avem viziune, noi nu mai discutăm acum despre legi, despre ce legi trebuie să făcute. Da, pot să vă dau un exemplu de vâșbuială? Viziunea, în primul rând, înseamnă ceva unitar. Și atunci o întrebare retorică. De ce avem două legi? Eu am ieșit public în 2020 și am spus, oare nu-i mai bine să avem un minister al educației și unul al universităților și cercetării împreună? Sunt modele. Franța, Suedia, Polonia. Deci nu inventăm oul. Și atunci, mă rog, a fost o tăcere, să spun, suspectă. Avem acum un minister al educației care propune două legi. Pe asta mi se pare o lipsă de viziune. Ori am două ministere diferite care vin cu două legi paralele și complementare, ori atunci, scuzați-mă, haideți să venim la acest model. Eu vă spun avantajele pe care le-am văzut atunci. Cuplarea universității cu cercetarea și motorul nostru interior și colegii mei de aici poate să vă confirme, este căutarea pe care o ai în cercetare. Da. Absolut. Indiferent de care. Da. Și atunci nu e mai benefic să am universitățile cuplate cu institutele de cercetare complementare
da, cu un sistem unitar de educație. O discuție, vă rog. Și atât vă mai spun. Da. Și în centru cine trebuie să fie? Omul, scuzați-mă, educația este de la oameni pentru oameni. Exact. Și calitatea lui este crucială. Poți să am cele mai bune manuale, cele mai bune, ce vreți, curriculumul, documente. Dacă omul nu e cum trebuie, profesorul, adică nu poate să ducă mai departe omul acest proiect. Omul sfințește lucrul. Da. Da. Am venit să-l susțin, să întăresc ce a spus domnul profesor Costrei. Și știți de ce? Din experiența mea și din datele de cercetare pe care le dețin, una dintre cauzele principale ale cum să spune asta când nu termină studiile la timp? Abandon. Ale abandonului școlar în mediul universitar se află în liceu. Și una dintre principalele cauze ale abandonului școlar din liceu se află în școala generală, în gimnaziu. Și una dintre principalele cauze ale abandonului în gimnaziu se află la școala primară. Noi trebuie să avem o viziune unitară asupra învățământului românesc. Și vă spun o mică poveste și cu aia asta mă retrag. De curând am urmărit o dezbatere despre legile învățământului pe un site foarte interesant, l-am descoperit și eu de curând, Cafeneaua Filozofică. Și acolo erau oameni cu preocupări de ani de zile, care au publicat, au făcut cercetări, au studiat fenomenul educației în România. Vreo 4-5, unul dintre ei, profesorul universitar, spune așa, zice, am avut de curând deschiderea anului școlar. Și i-am întrebat pe studenții unei grupe care nu a copiat deloc în 12 ani de școală. 30 de studenți îi întreabă să ridice mâna cine nu a copiat. Ridică doi mâna. După așa ezitări, ridică doi mâna, le dă pauză și în pauză vine un student, un profesor, jenat așa, să știți că nici eu n-am copiat. Dar de ce n-ai ridicat mâna? Mi-a fost rușine. Să nu râdă de mine. Dumneavoastră înțelegeți ce mediu moral avem în liceu? Un mediu moral în care se jenă că nu copiez pentru că toți ceilalți, majoritatea zdrobitoare, o fac. Asta este moralitatea. E un mediu vicios din punct de vedere moral. Și noi ne mirăm că ei vin și nu știu de ce au venit la facultatea. Mulțumesc, aia. Mai avem doar 3 minute. Și clar, că nu-i duce să termine facultatea și abandonează, de aia. Mulțumesc, profesor. O precizare de jumătate de minut, nu mai mult. Aș vrea să nu se înțeleagă că hulim Aracisul. În niciun caz. Aracisul trebuie să rămână o instituție de monitorizare și să măsoare ceea ce spune universitatea că face. Nu să determine universitatea să facă anumite cursuri. Să lasă universitatea autonomă și Aracisul să vină să spună dacă universitatea face bine sau nu. Mulțumesc, vă mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Costoiu, domnul rector Costoiu, vă rog. Mulțumesc foarte mult încă o dată pentru invitație. Și eu fac apel la moralitate și fac apel încă o dată la valoarea sistemului de învățământ românesc, la valoarea oamenilor din acest sistem și la capacitatea lor și a noastră împreună și a societății în ansamblu ei de a decide. Cred sincer, respectând toate opiniile, că suntem capabili, după 30 de ani de democrație, să putem decide în universitățile noastre cum este mai bine, respectând ceea ce este cel mai important, ce a spus domnul Costruie mai devreme, și anume omul. Cred că noi toți trebuie să fim în slujba oamenilor. Vă mulțumesc foarte mult, o seară frumoasă! Mulțumesc! Cuvântul de pe urmă din această emisiune studenților. Oana, ce vă doriți voi? Ne dorim maximă prioritate, așa într-un minut, dacă se poate sintetiza. Maximă prioritate, ne dorim ca studenții să aibă parte de finanțare de care au nevoie în momentul de față, ca să nu mai ajungă să abandoneze și din alte rațiuni studiile, și aici ne referim în principal la subvenția pe burse, la creșterea subvenției pe burse, ne referim mai departe tot în sfera abandonului pe serviciile de consiliere și orientare în carieră. Ne referim mai departe la participarea și implicarea în luarea deciziilor și mai mult de atât alte facilități care să sugereze să implice studenții tot mai tare și să accentueze echitatea și accesul în învățământul superior.
Mulțumesc, Oana Țânțar, pentru această ultimă intervenție și noi ne dorim ca discuția de astăzi să fie de folos celor care decid viitorul educației, viitorul învățământului superior. Sper că am avut destule elemente, destule informații, puncte de vedere care s-ar putea dovedi utile în acest sens. Mulțumesc tuturor invitaților, mulțumesc doamnelor și domnilor, rămâneți cu programele televiziunii române, o seară frumoasă în continuare!